Bine ați venit! Spune și voi ceva aici. Dumnezeu să binecuvânteze tinerii noștri. Amin! Și pe șoferul care v-a adus. Deci... Da, frate scop, așteptăm pe toată lumea. Te rog frumos, uitați-vă, fraților, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Casa socului mare este cinstea fete, cămașa, cum se zice la frații noștri romi. Aici vin numai surorile. Ce înseamnă cinstea? Să vadă dacă fata a fost fecioară. Și cam așa vorbește. Băi, să dea drum la muzică. Mulțumesc, zi-mi mulțumesc! Le dau pe toate!
cum e în Germania? Frumos? Cum e România? Uite-te aici! Nu-i gata, îi dau cu lopata în cap. Dă drum la muzică. Bine, că nu știu. Dar de ce nu merge și așa? Păi am zis să meargă mi și dau eu unul de acasă, dar n-a vrut. Fraților, uitați-o și pe mireasă, prințesă frumoasă. Filmează și mie. Uitați ce frumusețe. Uitați și copilașii. A trecut, gata. A trecut, nu? E simit. Vă-ți mai Andrei, eu vă rog să vă închec. Haide, fă, hai, fac o poză. Fraților, Domnul să vă binecuvinteze. Fraților, acum mergem la etaj. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mergem la dormitorul Mirelui și Miresei.
să vă binecuvinteze. Ușurel, bă! Ușurel, bă! Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fraților, mai revenim.